Previților, mă bucur să fiu din nou, pentru a doua oară, la minunata biserică Muntele Sionului, în Baia Mare. Data trecută am participat la un serviciu divin în cursul săptămânii, fără să-mi dau seama că la scurtă vreme. Dumneavoastră și noi ne vom despărți de cel care a fost pastorul dumneavoastră, fratele Grigore Tudoran. Am luat masa cu dânsul în acea seară și ne-am bucurat de părtășia pe care am avut-o după mai mulți ani. De fapt, eu cunoșteam pe fratele Grigore încă din timpul studenției la Seminarul Teologic. Și după câțiva ani sunt din nou împreună cu dumneavoastră. De data aceasta mă bucur să reîntâlnesc toți slujitorii bisericii dumneavoastră, față de care am un deosebit respect, și încă un prieten apropiat în persoana fratelui Nelu Filip, tovarăș de slujbă în Statele Unite, păstorind, așa cum a menționat, două biserici care s-au înființat la scurtă distanță una de alta în același an. Ne-am bucurat să slujim împreună în cadrul convenției, ne-am vizitat reciproc de multe ori, am o deosebită stimă pentru el, pentru familia lui, sora Dana și copiii. El este un băimărean din creștet până în tălpi. Am stat de vorbă de multe ori, e și din Arizona, însă totdeauna a menționat cu multă nostalgie Baia Mare și Biserica Muntele Sionului, așa că nu mă mir absolut deloc că îl întâlnesc aici. Biserica Muntele Sionului este o biserică căruia îi se potrivește numele din toate punctele de vedere. În primul rând se potrivește numele pentru că e o construcție care arată ca un munte sau probabil ca mai mulți munți. Aveți adevărați versanți aici în biserică. Partea bună este și mă bucur din toată inima, vedeți, un munte, la un munte îi stă rău dacă nu are braz, dacă nu are vegetație. Și munții ăștia ai dumneavoastră ar arăta foarte rău dacă ar fi golași. Mă bucur din toată inima că Dumnezeu a așezat o vegetație foarte puternică și biserica este ca o pădure minunată, plină de viață. Să vă binecuvinteze Domnul Isus. În al doilea rând este uh, un munte datorită calității spirituale acestei biserici. Uh, de când am intrat aici, asta s-a întâmplat și în vizita, în prima vizită pe care am făcut-o, am simțit duhul de rugăciune al bisericii. Uh, efervescența aceasta spirituală. Lucrurile acestea uh, nu se pot fabrica. Ele ori sunt, ori nu sunt. Și ne bucurăm din toată inima că aici sunt. Wow. Dragii mei, vă salut în numele Bisericii Elim din Chicago. Salutul Bisericii noastre este Harul și Pacea Domnului. Ne rugăm să vă fie înmulțite din belșug. Avem un număr frumos de maramureșeni, dacă nu neapărat băimăreni, în biserica noastră, în conducerea bisericii noastre. Vreau să vă spun că toți vă reprezintă cu multă cinste, Uh, suntem nu mulțumiți, foarte mulțumiți de toți. Uh, am spus în multe locuri unde am mers. Opinia noastră a celor care nu suntem dintr-un anumit loc, și eu nu sunt din Baia Mare, se leagă de calitatea oamenilor care vă reprezintă în mijlocul nostru. Ce știm noi despre dumneavoastră trece prin filtrul relațiilor noastre. Și dacă oamenii care vă reprezintă în Statele Unite, așa cum e fratele Nelu Filip, fratele Cornel Avram și mulți alții în toate comunitățile noastre, sunt oameni de caracter, oameni frumoși din punct de vedere spiritual, imaginea maramureșului și a băii celei mari se leagă de percepția noastră. Așa că, fiind atât de bine reprezentați în Biserica Elim din Chicago, părerea noastră despre dumneavoastră a fost întotdeauna una superlativă. Vă aducem de asemenea salutări în numele Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Salutul Uniunii noastre este, mă rog, să fie una. Uh ne rugăm din toată inima ca Domnul să ne unească. Suntem la 100 de ani de penticostalism în România. Mie îmi place să spun că avem 100 de ani de penticostalism și 2000 de ani de identitate de biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Și pentru aceasta zicem slăvit să fie în numele Amin. Domnului. Acum, din respect pentru cuvântul scripturilor, vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să citesc din epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 1. Evrei, capitolul 1, începând cu versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta mării în locurile preanalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când se duce iarăși în lume, pe cel întâi născut zice toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine și despre înger zice din vânturi face îngerea lui și dintr-o flacără de foc slujitorei lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci toiagul domniei tale, este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși și căruia din îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frășii și suror, mesajul esențial al bisericii și în biserică este despre Domnul Isus Hristos, este Isus Hristos. Apostolul Pavel a spus: Nu vreau să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Orice mesaj al bisericii care nu este centrat pe persoana Domnului Isus Hristos, este un mesaj eretic. Acum nu spun că la fiecare mesaj trebuie să spunem de o sută de ori Isus Hristos. În primul rând, da, Domnul Isus Hristos este un nume care a fost dat oamenilor și nu este altul în care trebuie să fie mântuiți decât acesta, slăvit să fie numele Domnului. Numele Lui este înălțat mai pe sus de orice nume. Însă, Evanghelia noastră este o Evanghelie complexă, centrată în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, a numelui său, dar în același timp a principiilor sale și a atributelor sale. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, că în vremurile din urmă vor veni mulți Hristoși mincinoși. Pe ei poate chema oricând, oricum. Și ar putea chiar zice Hristos. Și Biblia spune, vor zice, uite la aici sau uite la acolo pe Hristosul. Dar sunt mincinoși, nu datorită numelui, ci datorită caracteristicilor, datorită atribuțiilor. Pentru că Domnul Iisus Hristos are atribute și atribuții unice în împărăția lui Dumnezeu, și în lumea aceasta, care nu pot fi nici imitate, nici egalate de vreo altă ființă. Al predica pe Hristos înseamnă ai predica principiile. Vedeți, fratele a citit la timpul de rugăciune din 1 Ioan, unde spune: Dacă zici că rămâi în el, trebuie să trăiești și tu cum a trăit Hristos. Al predica pe Hristos înseamnă să predicăm viața Lui, să predicăm faptele Lui, să predicăm stilul Lui de viață și să ni l însușim și să-L practicăm. Or, în epistola Apostolului Pavel către evrei, în primul capitol, găsim aceste atribute ale Domnului Isus Hristos, pe care aș dori mai întâi, să le înșir, să le menționez, după care le voi relua și vom face o aplicație practică a acestor atribute în viața noastră de credincioși. Iată care sunt aceste calități sau atribute ale Domnului Isus Hristos din Evrei, capitolul 1. Prima este calitatea de ambasador, de ambasador. Versetele 1 și 2, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Prima calitate a Domnului Isus Hristos, prezentată în Evrei capitolul 1, este calitatea de ambasador. A venit de la Dumnezeu ca să ne vorbească în numele lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a spus acceptându-și natura umană ca parte din ființa sa 100% Dumnezeu, dar și 100% om, spunând că el n-a venit de la el însuși, ci a venit de la Tatăl care l-a trimis, și cuvintele pe care le rostește nu sunt cuvintele lui, ci sunt cuvintele pe care i-le-a dat Tatăl ca să le transmită omenirii. Domnul Isus Hristos a venit în numele lui Dumnezeu să vorbească omenirii din partea lui Dumnezeu. Calitatea aceasta de ambasador a Domnului Isus Hristos este foarte importantă și învățătura lui este foarte importantă. Această învățătură a fost preluată de apostoli Transmisă din generație în generație, și este învățătura pe care noi trebuie să o prezentăm astăzi lumii, nealterată, nemodificată, neamendată, neschimbată. A apărut de curând o erezie extrem de periculoasă. care încearcă să separe învățătura Domnului Iisus Hristos de învățătura apostolilor. Erezia aceasta spune că biserica a fost atât de mult focalizată pe învățătura apostolilor și mai ales a apostolului Pavel, încât a uitat de și a renunțat la Învățătura Domnului Isus Hristos. Un astfel de mesager al acestei erezii spune că Biserica trebuie să se depărteze într-o măsură de învățătura Apostolilor și de epistolele Pauline și să meargă la original, concentrându-se pe învățătura din Evanghelii. A Domnului Isus Hristos. Această învățătură este extrem de periculoasă, și vreau mai întâi să vă spun care îi este rațiunea de a exista, de ce a apărut, care îi este scopul și care este pericolul acestei învățături. Vedeți, Multă vreme, Apostolul Pavel a fost prezentat ca un fel de campion al liberalismului. Pentru că Apostolul Pavel a vorbit extrem de tranșant împotriva legii. Și ori de câte ori un om care promovează Non-valorile liberale, că nu sunt valori, va veni și va spune. Pavel a spus că Hristos este sfârșitul legii. Pavel i-a condamnat pe legaliști. Nu ai voie să predici în biserică despre cum să trăim, cum să vorbim și cum să ne îmbrăcăm, că imediat. Acest contingent al satanei, agenți strecurați în mijlocul bisericii, să denatureze forma de exprimare exterioară a Evlaviei, să submineze sfințenia aplicată în viața de fiecare zi, ne vor lipi eticheta de legaliști pe frunte. Problema este că. S-a deșteptat biserica. Și citind mai cu atenție epistolele lui Pavel, au sesizat câteva lucruri interesante. În primul rând, au sesizat că singurul legalism pe care îl atacă Apostolul Pavel este acea dimensiune a legii rituale care vorbește despre sabat, despre tăierea împrejur, despre lunile noi și de sărbătoare, despre jertfe, despre ritualurile sau ceremoniile vechtestamentare. Când este vorba de celelalte două dimensiuni ale legii, și anume legea morală și legea caritabilă, Apostolul Pavel este el însuși legalism, legalist până la extrem. În limba engleză există o expresie împotriva predicării credinței apostolice, împotriva predicării credinței așa cum a lăsat-o Domnul Isus Hristos și acești liberali vin și spun. Voi predicați numai do's and don'ts, adică să faci, să faci, să faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci. O credință a faptelor. Ei, când l-au cercetat mai amănunțit pe Pavel, au descoperit că în toate epistolele lui Pavel sunt o sumedenie de. Să faceți, să faceți, să faceți, să nu faceți, să nu faceți, să nu faceți. De imperative și interdicții. De fapt, ce este legea în general? Este o sumă de imperative și o sumă de interdicții. Și în epistolele lui Pavel, dintr-un capăt în altul al fiecarei epistole, pe fiecare pagină și pe fiecare rând, sunt imperative și interdicții, care se referă la purtarea și comportamentul nostru. Acum, un alt lucru pe care l-au observat acești oameni este că, în vehemența lui de a critica, legea, dar în același timp de a promova afirmativele și interdicțiile legii morale și legii caritabile, Apostolul Pavel se suprapune ca la indigo învățăturii Domnului Iisus Hristos. Este un așa aceeași. Însă pentru că Pavel a articulat mai practic că ăsta a fost și rolul lui. Viața de credință a încercat să se refugieze în învățătura Domnului Iisus Hristos, care a avut de-a face cu mustrarea fariseilor, o formă de legaliști, a saducheilor, a preoților, a învățătorilor și cărturarilor, a stabilimentului religios din vremea lui. Uitând însă și neglijând faptul că dacă Domnul Iisus Hristos, atenție, nu a desfințat, a împlinit legea rituală în trupul său, când este vorba de legea morală, pe aceasta a înăsprit-o, a înăsprit-o, Ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu vă spun, dacă cineva privește și poftește, a și prea curvit în inima lui. Ați auzit în lege că s-a scris să nu urăști pe fratele tău. Dar eu vă spun, dacă cineva urăște, să nu ucizi. Dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu legea morală? A înăsprit-o ce a făcut cu legea caritabilă, a întărit-o. Până atunci a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sau ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Domnul Iisus Hristos vine și spune ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi la fel. Mai mult, Domnul Iisus a spus, ori de câte ori faceți aceste fapte bune, altora, mie mi le-ați făcut. Știți ce înseamnă asta? În lege trebuia să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În har trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe Hristos. Ce a făcut Domnul Isus Hristos? A împlinit legea rituală, a înăsprit legea morală și a întărit legea caritabilă. Acestea sunt cele trei dimensiuni ale legii și în momentul în care acești promotorei liberalismului de comportament s-au refugiat în Evanghelia Domnului Iisus Hristos încercând să separe epistolele pauline, dar învățătura apostolilor în general, de învățătura Domnului Iisus Hristos, au comis o eroare gravă, o erezie periculoasă, pentru că vă aduc aminte ce spunea Apostolul Pavel în Galateni. Evanghelia aceasta pe care o propovăduiesc eu nu este de o bârșie omenească, pentru că am primit-o direct de la Domnul Isus Hristos. Scumpii mei, adevăratul ambasador al cerului a lui Dumnezeu, care ne-a adus adevărul, care ne-a adus credința, legea, a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos, ambasadorul plenii potențial al cerului este Domnul Isus Hristos. El este sursa Evangheliei, El este Evanghelia și sfinții apostoli au fost chemați să traducă în mod fidel Evanghelia Domnului Isus Hristos raportat la nevoile practice ale vieții noastre. Dar este una și aceeași Evanghelie. Să nu credeți că există vreo diferență. Spunea. În fapte, capitolul 2, atunci când ni se vorbește despre experiența cinzecimii. Că biserica are câteva preocupări esențiale în identitatea și în activitatea ei. Și anume, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Învățătura apostolilor așezată la căpătâiul bisericii este unul și același lucru cu învățătura Domnului Isus Hristos. Nu există nicio contradicție, nu există nicio ruptură, nu există nicio diferență între una și alta. Ambasadorul Evangheliei este Fiul, este Domnul Isus Hristos. Este ambasador în al doilea rând. Evrei, capitolul 2, ne spune că este moștenitor. Continuarea versetului 2 din Evrei 1 spune: Pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Citiți în Galateni și veți vedea ceva foarte interesant. Apostolul Pavel vorbește despre calitatea de moștenitor a Domnului Isus Hristos prin faptul că este fiu. Spune în versetul 4 din Galaten 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Știți că, și am să mă întorc înapoi la pasajul acesta, când am să reiau aplicația practică a calității de moștenitor, într-o casă, fiii sunt moștenitori. Și pentru că Domnul Iisus Hristos este singurul fiu al lui Dumnezeu, a dat pe singurul său fiu, vorbim de era pre-nou testamentală, de dinainte de har, Fiul acesta pe care l-a trimis Domnul Isus Hristos este moștenitorul tuturor lucrurilor care îi aparțin lui Dumnezeu. Într-o casă, fiul este moștenitor, vă aduc aminte de conversația dintre tată și fiul nerisipitor, că doi fii în casă, unul este fiul risipitor și unul fiul nerisipitor, amândoi la fel de risipitori, unul a risipit averea pentru că a luat-o și a cheltuit-o, celălalt a risipit-o pentru că n-a folosit-o. Și în conversația pe care o are cu fiul cel mare, tatăl îi spune: Fiule, tu ești totdeauna cu mine și tot ce este al meu este al tău. Prin faptul că este fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos este moștenitor, adică este proprietarul, posesorul tuturor lucrurilor. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu că nimic n-a fost făcut fără el, că totul este din el, prin el și pentru el. Lăudați să fie numele Domnului. Deci am aflat că este ambasador, moștenitor, în al treilea rând este creator. Versetul 2 continuă și spune: Și prin care a făcut și veacurile, este autorul timpului, de aceea îl vom găsi în Cartea Apocalipsei, ca fiind începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Hristos este fereastra de timp pe care Dumnezeu a creat-o. Autorul timpului este Domnul Isus Hristos. Cu El începe și cu El se termină timpul. Apoi versetul 3, și prin care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, nu numai că este creator, este susținătorul întregii creații. Versetul 10 din Evrei, capitolul 1. Și iarăși, la începutul, Doamne, a întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești acela și anii tăi nu se vor sfârși. Ce este interesant aici este următorul lucru. Hristos este creația, dar Hristos este deasupra creației. Timpul se va sfârși, dar Hristos nu se sfârșește niciodată. Creația se va spulbera, dar Hristos va rămâne în veac. Este veșnic. Slăvit să fie în numele Domnului. Iată, Domnul Iisus Hristos este creator. Și nu numai că este creatorul a ceea ce se vede, dar Biblia spune că atunci când se termină cu lumea aceasta... El va face lucruri noi și va zidi ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Creatorul acelei lumi este tot Domnul Isus Hristos. Este ambasador, este moștenitor, este creator. În al patrulea rând este purtător al slavei lui Dumnezeu. Versetul 3. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Fiind oglindirea slavei lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos prin sine însuși ne-a adus strălucirea lui Dumnezeu, ne-a adus felul de a fi al lui Dumnezeu la nivelul nostru de percepere și de înțelegere. Vă aduceți aminte atunci când Filip a spus, Doamne, arată-ne și nouă pe Tatăl, vrem să-L vedem pe Tatăl. Și Domnul Iisus Hristos a spus, Filipe, de atâta timp sunt cu voi și îmi spui, arată mi el pe Tatăl, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În Hristos, în ființa lui Hristos, ne este descoperită ființa, neprihănirea, caracterul, valorile, principiile dumnezeirii. Cine îl vede, îl învață, îl cunoaște pe Hristos, îl cunoaște pe Dumnezeu. Îl vede pe Dumnezeu. Este purtător al slavei. El este oglindirea slavei lui și întipărirea feței lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de experiența celor trei ucenici mai deosebiți pe muntele schimbării la, la față. A fost o revelație extraordinară atunci când l-au văzut pe Domnul Isus Hristos glorificat. Și Apostolul Petru mai târziu scrie, și noi am văzut slava Lui. Am văzut slava Lui. Aceea a fost o instanță, Însă ei au văzut slava lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos timp de trei ani și jumătate pe străzile Ierusalimului, Galilei, Iudei, atunci când Domnul Iisus Hristos a înviat morți, a vindecat bolnavi, a eliberat îndrăciți și a mântuit oameni. Așa s-a arătat slava lui Dumnezeu. El a fost purtătorul slavei lui Dumnezeu. El a fost chivotul lui Dumnezeu. Am să revin cu ceva important pentru viețile noastre aici. În al cincilea rând, Domnul Isus Hristos este prezentat în Evrei, capitolul 1, ca Mântuitor. Nu numai ca ambasador, moștenitor, creator, purtător al slavei lui Dumnezeu, ci și Mântuitor. Versetul 3. A făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta mării în locurile prea înalte. Și ca Mântuitor, folosește îngerii, spune versetul 14, să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Domnul Isus Hristos este și Mântuitor. În capitolul 2 din Evrei, de la versetul. 15 spune și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor, căci necreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot, milos, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Scump frați și surori, Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit sufletele. Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru. Vezi, El este exprimarea iubirii desăvârșite a Lui Dumnezeu prin actul mântuirii noastre. Nu pe când eram prietenii lui Dumnezeu, ci pe când eram vrăjmași. Nu pe când aveam merite, ci atunci când eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Cuvântul Domnului spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât de mult. Versetul acesta este expresia iubirii absolute a lui Dumnezeu. Nu se poate iubi mai mult decât ne-a iubit Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, îmi place să spun de multe ori, că Dumnezeu atunci când a trebuit să plătească prețul mântuirii noastre, s-a buzunărit și și-a dat buzunarele pe dos, s-a rămas cu nimic. Știți când Daniel spune, zice că unsul a fost târpit și n-a rămas cu nimic. E foarte important să înțelegem lucrul acesta, scumpii mei. Pentru că prețul mântuirii noastre este exact atât cât a avut Dumnezeu să ofere. Și prin Isus Hristos a acoperit tot prețul ispășirii păcatelor noastre și mântuirii sufletelor noastre. Când Dumnezeu a dat totul, asta vorbește despre dragostea absolută a lui Dumnezeu. Și când a dat totul, vorbim despre un Hristos care și-a dat viața pentru noi. Zice, i-a iubit și i-a iubit până la capăt. Dar tot acolo spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiul, pentru ca oricine crede în El. Adică Dumnezeu a iubit așa de mult lumea încât a dat totul pentru toți. Pentru ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă totul. Dacă ai viață veșnică, ai totul. Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât a dat tot pentru toți, ca toți să aibă tot. Lăudați să fie în numele Lui! ăsta este Mântuitorul nostru. Nu-i de mirare că după înviere a ajuns la dreapta lui Dumnezeu în slavă. Nu-i de mirare parada strălucitoare care a fost organizată atunci când mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a intrat în glorie. Plin de strălucire. Mântuitor. Apoi, în al șaselea rând, Evrei, capitolul 1, îl prezintă ca domnitor. Versetul 4, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiul. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine, că e domn. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngerea lui și dintr-o flacără de foc slujitor ai lui. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este din veci în veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Apostolul Petru, în predica din ziua 50 Mi spunea, el a făcut pe acest Hristos Domn! Domn! Aici este conceptul Trinității și vă aduc aminte de citatul din David pe care îl găsim aici și pe care îl găsim în fapte capitolul 2, Domnul a zis Domnului meu. Acolo este cuvântul inspirat prin Duhul Sfânt. David a introdus un concept străin iudaismului, și anume conceptul Trinității, când un domn vorbește cu un alt domn. Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus Domn. Biblia spune că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Biblia spune că nici măcar îngerii nu sunt deasupra lui, nici o ființă din Universul acesta, din cer, de pe pământ și de sub pământ, nu se poate ridica la nivelul lui. Spune că orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, se va pleca înaintea lui și îl va recunoaște ca Domn, lăudat să fie numele Domnului. Și în fine, în al șaptelea rând, Evrei, capitolul 1, îl prezintă ca biruitor. Nu numai ambasador, moștenitor, creator, purtător al slavei, mântuitor, domnitor, ci și biruitor. Versetul 13. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale, până îți voi nimici vrășmașii. Pentru că Domnul Iisus Hristos este și biruitor. Vedeți, biruința aceasta nu este o biruință întâmplătoare, n-a fost niciodată sub semnul îndoielii. Vă aduc aminte de profeția din Genesa? Atunci când Dumnezeu a vorbit despre reabilitarea femeii care a fost înșelată în Eden să mănânce din fructul oprit. Prin păcat a venit blestemul în lume. Avem blestemul lui Adam și avem blestemul Evei. Blestemul Evei a fost un blestem care i-a subminat identitatea. I-a coborât demnitatea. Și de-a lungul mileniilor femeia a fost expusă unui spirit de ură, de abuz și de crimă. Bucurați-vă, stimate surori, că sunteți creștine. Hristos este emancipatorul vostru. Pentru că în Hristos nu este parte bărbătească și parte femeiască. Avem acces la mântuire în mod egal, lăudat să fie numele Domnului. Și în religia creștină, Hristos se învață pe bărbați să-și iubească nevestele ca pe trupurile lor și dacă vă iubește soțul în felul ăsta, este ușor și să fiți supuse bărbaților voștri în toate lucrurile ca Domnului. Însă când vorbim despre profeția din Geneza, îi se spune femeii, șarpele, va zdrobi călcâiul, dar sămânța ta îi va zdrobi capul. Imediat după creație și după cădere, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o întâlnire de ordin cosmic între binele absolut și răul absolut. Este vorba de capul șarpelui și călcâiul Domnului. Capul diavolului și călcâiul Domnului. Foarte mulți se întreabă atunci când capul șarpelui, urmărind călcâiul Domnului, a vrut să-l sfărâme, să-l muște, nu și-a dat seama că acel călcâi îl va strivi? Și dacă și-ar fi dat seama, nu s-a putut abține. Pentru că diavolul este chiparea răului absolut. Și spre dealul căpățânii, capul a urmărit călcăiul. A mușcat cu poftă. A mușcat cu satisfacție. A mușcat cu ură. și în momentul în care a mușcat, călcâiul l-a zdrobit. Și Hristos a fost biruitor. Lăudat să fie Domnul. Acesta este Domnul Isus Hristos. Și acum, pe scurt, câteva aplicații practice cu privire la aceste calități. pentru că ele trebuie să fie însușite și trăite în viața noastră. Domnul Isus Hristos a venit din cer ca să ne dea aceste calități. Ambasador, ascultați ce spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul. 20. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciței lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu știu care este ocupația ta, care este serviciul tău. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fiți doctor sau să fiți ingineri sau să fiți profesori. S-ar putea unii dintre dumneavoastră să fiți zidari, constructori. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să aveți un business oarecare. Aceasta este ocupația dumneavoastră secundară. Un credincios are ca ocupație principală calitatea de ambasador al Domnului Isus Hristos. El este ambasadorul lui Dumnezeu în lume, a venit să ne vorbească prin Fiul Dumnezeu la sfârșitul vremurilor, ne-a ales și ne-a făcut ambasadori ai Săi. Știți că în cartea Apocalipsei, pe ultima pagină, scrie Vino Doamne Iisuse, este chemarea bisericii. Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Zic vino, nu numai o Doamne Iisuse, pentru că în uh, continuarea versetului spune și celui ce este sete să vină să ia apa vieții fără plată. Ăsta nu mai e Domnul Iisus Hristos. Chemarea bisericii a credincioșilor adresată Domnului Isus Hristos, vino Doamne Iisuse, nu valorează două parale. Dacă biserica nu și îndeplinește mandatul și chemarea de a adresa chemarea vino celor care nu-L cunosc pe Hristos, nu se va completa numărul de plin al neamurilor din Evrei, capitolul 11, până când biserica nu își va face datoria până când credincioșii nu își vor chema vecinii, colegii de lucru, colegii de școală, oamenii pe care Dumnezeu ni -i dă în mână ca să evangelizăm. Merg foarte des cu avionul și vreau să vă spun că cel mai ușor, acum nu într-un mod agresiv și obsesiv, dar există posibilitatea de a încropi unele conversații cu cei care sunt lângă tine în avion sau în mașină, undeva unde leagă Dumnezeu lângă tine. Legat stă lângă tine. Ți leagă o oră, două, trei lângă tine, numai să-i spui ceva de Hristos. Dumnezeu să ne dea râvna de ambasadori ai cerului. În al doilea rând, moștenitor. Ia să ne întoarcem noi puțin la epistola Apostolului Pavel către Galateni, pentru că Domnul Isus Hristos este moștenitor și este fiu, dar i-au zis ce suntem noi. Mergem de la versetul 4 din Galaten 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Vedeți, Dumnezeu foarte ușor putea să ne primească ca robi. Vorbeam de pilda fiului risipitor. Cel care a risipit averea tatălui a venit înapoi la tata și a spus, nu mai merit să fiu fiu, primește-mă rob. Cel care a stat în casă și a lăsat nefolosită averea tatălui a spus, te-am slujit ca un rob. Știți că în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu are fii. Să căpătăm în fierea, versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și versetul 7, așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Frați și surori, Hristos este moștenitor pentru că e fiu. Noi am fost înfiați pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât nu doar a dorit să ne mântuiască, ci a dorit să ne înmoștenească, să ne dea moștenirea lui Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. 3. Creator. Domnul Isus Hristos este creatorul lumii văzute, Într-o zi când se va demola lumea aceasta, când Dumnezeu în mânia lui, de Creator dezonorat de păcatele și faptele rele ale acestei omeniri, o va face gemotoc, gem și o va arunca la coșul de gunoi al eternității. Vreau să vă spun că tot El va crea ceruri noi și un pământ nou, dar în acest cer nou și pe acest pământ nou vor locui cei care au fost recreați, regenerați. O zidire nouă, noi, despre care spunea cuvântul lui Dumnezeu că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În Efeseni, în capitolul 2, Apostolul Pavel, vorbește despre mântuirea prin credință. Versetul 8, prin har ați fost mântuiți prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Versetul 9, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni și de multe ori ne oprim aici și Doamne frește să mergem mai departe. Versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui. Amen. El este creatorul nostru și nu numai din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Apoi, purtător al slavei. Când vorbim despre slavă, de multe ori ne închipuim pe cineva foarte mare, foarte strălucit, foarte frumos. Asociem slava cu ceva glorios, cu o paradă strălucitoare, dar să știți că slava lui Dumnezeu este asociată cu sfințenia lui Dumnezeu. Când Biblia îl numește pe Hristos purtător al slavei sale, este de fapt purtător al sfințeniei sale. Vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unde nu este sfințenie, nu este slavă. Vă aduceți aminte atunci când Eli și fiii săi, nelegiuiți, au murit în conflictul cu filisteni. Nora lui Eli trebuia să nască. Și femeia aceasta, în ultimele clipe ale vieții, a dat nume fiului ei și a spus Icabod, nu mai e slavă. De ce? Chivotul legământului fusese îndepărtat de la Israel, plecase în captivitatea filistenilor. De fapt, Cabot s-a întâmplat mai înainte, la ușa cortului, acolo unde fiul lui Eli comiteau nelegiuiri și desfrânări. Cabot s-a întâmplat atunci când poporul a abandonat legea și poruncile lui Dumnezeu și au trăit ca niște păgâni. Cabot s-a întâmplat atunci când au comis nedreptăți, silnicii și când au bat jocorit pe Dumnezeul care i-a scos din țara robiei. Ducându-se după Dumnezei străini, închinându-se lor și trădându-l pe eliberatorul lor, pe Dumnezeul lor, pe Creatorul lor. Iată de ce Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu și dă strălucire casei lui Dumnezeu cât vor ține vremurile. Și noi suntem chemați să fim purtători ai slavei lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 12, cuvântul Domnului spune, în versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Există două mari modele, modelul lumii, lumea are și ea un chip. Am citit aici că este întipărirea feței lui Hristos, chipul lui Dumnezeu și este chipul veacului. Și trebuie să o spunem cu nefericire, Mulți credincioși astăzi sunt fascinați de chipul veacului chipul veacului pe care îl vedem în reclamele în imaginile în magazinele lumii acesteia. Imagini la care ne raportăm și pe care încercăm să le întipărim pe chipurile noastre. Nu noi trebuie să privim la Domnul Isus Hristos și să lăsăm chipul Lui să se întipărească în viețile noastre. A fi purtător al slavei Lui Dumnezeu înseamnă a fi purtător al caracterului Său. Ascultați ce spune în 2 Corinteni, pentru că tot vorbim despre 100 de ani de pentecostalism. 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Hristos a fost purtătorul slavei lui Dumnezeu în lumea aceasta. Noi suntem purtătorii slavei lui Hristos în lumea aceasta. Mântuitor? El ne-a dat mântuirea pentru ca să o păstrăm. Foarte scurt, vreau să spun un alt lucru despre o erezie periculoasă pe care o auzim din ce în ce mai des predicată în vremurile noastre, și anume că mântuirea nu se poate pierde. E adevărat, mântuirea nu se poate pierde. Mântuirea nu este ca portofelul meu din buzunar pe care îl scap. Mi-am adus aminte că mai mulți ani în urmă, o soră mai în vârstă, când s-a terminat biserica, ne-a electrocutat pe toți. A strigat cât a ținut-o gura. Fraților, surorilor, opriți-vă toți pe loc. Am încremenit toți. Și mi-am pierdut portofelul. Uitat -mă să, să uita săraca. Ajutați-mă să-mi găsesc portofelul. Au sărit câteva surori pe sub bancă, pe acolo, pe lângă ea, i-au găsit portofelul. A plecat sărmana soră fericită că și-a găsit portofelul. Mântuirea nu e ca portofelul să-l scape din buzunar, să-l pierzi. Mântuirea nu este ca mașina care se strică și trebuie să duci o repare. Mântuirea nu este ca ceva de valoare, te acostează un tâlhar pe stradă și te tâlhărește și ți-o fură. Nu, Mântuirea, într-adevăr, nu se poate pierde în sensul că o pierzi involuntar. Mântuirea se poate abandona. Pentru că toate valorile credinței și ale mântuirii, lucrurile care însoțesc mântuirea, le avem dacă le păstrăm. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu una. Ce am împotriva ta, e nu că ți-ai pierdut ci că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dacă cineva se leapădă de el și Dumnezeu se leapădă de el. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 15, rămâneți în mine. Cine rămâne în mine, aduce roadă. Cine nu rămâne în mine, este tăiat și aruncat în Mântuirea trebuie păstrată. Vorbeam de Hristos ca Domn, dragii mei, vreau să vă spun că lumea de astăzi are nevoie de Hristos. Și mulți l-ar primi pe Hristos, l-ar primi pe vindecătorul Hristos, l-ar primi pe ajutorul Hristos, pe valetul Hristos. Am vrea un valet să ne stea la dispoziție să facă exact ce-i comandăm noi. Ceea ce nu vrea omenirea de astăzi nu-l vrea pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu acceptă termeni de comparație în viața noastră. Vă aduc aminte de corinteni care la un moment dat au făcut un clasament. Și unii l-aveau ca favorit pe Pavel, alții pe Petru, unii pe Apollo. Unii ca să infunde pe ăștia, au venit și au spus, noi pe Hristos, numărul nu e Hristos. Și Pavel i-a respins pe toți. În primul rând, datorită faptului că Hristos nu are ce căuta pe lista cuiva. Pe pagina unde scrie Hristos nu mai încape nimeni. El nu e nici primul, nici al doilea, nici al treilea, el e singurul. Singurul. În clasamentul în care îl pui pe Hristos, el nu are rival. E foarte important să înțelegem. Că El nu acceptă în viața noastră decât calitatea de Domn. El nu vine în viața ta decât ca Domn. Și, în fine, Biruitor. Împreună cu Biserica avem în anul acesta tema Mai mult decât Biruitori și se bazează pe textul din Roman, capitolul 8. Versetul 37, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Foarte mult se întreabă ce înseamnă mai mult decât biruitor. N-ajunge biruitor. Deci orice război este purtat sub semnul întrebării. Zunțu, marele geniu militar, spunea odată că un general arogant care merge la luptă crezând că va fi biruitor 100% și neglijează anumite amănunte, va fi un înfrânt. Nu din aroganță, nu cu din înșelătoare, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că biruința noastră este deja câștigată, războiul nu este sub semnul întrebării. Cine poartă războaiele Domnului, poartă războaie biruitoare. Știți din ce cauză? Pentru că biruința noastră a fost deja câștigată. Biserica câștigă doar dacă luptă. Trebuie să luptăm și biruința ne este asigurată. Însă aș vrea să spun un lucru și pe urmă zic amin. Nu întotdeauna biruință înseamnă ceea ce noi percepem ca fiind biruință. Biblia spune despre anticrist că va face război cu sfinții și îi va birui. Și că puterea poporului sfânt va fi zdrobită aproape de tot. Războiul pe care diavolul îl va duce în vremurile din urmă împotriva credincioșilor și împotriva bisericii sale este un război de exterminare fizică. Însă cu fiecare picătură de sânge de martir vărsată, biruința lui Hristos și biruința bisericii sale se multiplică. Domnul Iisus Hristos spunea să nu vă temeți de cei ce pot să ucidă trupul, ci de cel care poate să ucidă și trupul și sufletul. Asta este Dumnezeu. Indiferent ce se va întâmpla în viitor, indiferent cât de mult vor sfâșia lupii lumii acesteia, din trupul bisericii, și mă refer la prigonire, și mă refer la martiraj, Biserica Domnului Isus Hristos este biruitoare, Biserica lui Isus Hristos va ajunge în slavă, Biserica Domnului Isus Hristos va împărăți în domnia milenială și Biserica Domnului Isus Hristos va fi biruitoare până în eternitatea cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că ne-a mântuit, că ne-a înfiat și că ne pregătește pentru paradis, ăsta este viitorul biruitor al Bisericii. Amin!